Bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase în bucătărie la camelia. Și voi lua din năutul nostru fiert, din zeamă, și voi cântări 40 de apă de năut. Și punem aici pe cântar. Deci cântărim totul în grame, să ne vină mai ușor. Deci 40 de apă de năut. Deci este zeama de la năut fiert, 40 de năut. Cu acest năut puteți face și salată și peste apa noastră de năut. O să adăugăm 50 de zahăr pudră. Și am să iau de aici, am să cântăresc 50. Și avem 50 de zahăr, pudră, 40 de apă de năut. Și acum cu mixerul o să amestecăm și o să facem și amestecăm încet, încet aici. Așa. Și acum vom adăuga 40 de ulei, am să pun așa pe cântar. Tot așa cântărim. 40 de ulei și amestecăm. Vedeți? Ia uitați cum arată. Și amestecăm așa bine. Ia uitați. Arată exact ca albușul nostru bătut, ca o bezea. Și acum vom adăuga puțină scorțișoară. Așa, cam o linguriță o să punem. Puneți mai întâi câte puțin, câte puțin și gustați. Și dacă vedeți că gustul este bun, așa, puțin ghimbir, tot așa, cam câte o linguriță. Și am să pun și curcuma. Am să pun puțin. Chiar dacă o să iasă galbene, noi o să le dăm aceste floricele de ghiocel cu zahăr pudră. Le facem albe și am să pun și puțină curcuma și gustăm. Dacă mai e nevoie, mai adăugăm. Așa, și am să pun, puteți pune și coajă de portocală sau de lămâie. Am să pun din pasta mea de mandarine, eu țin la congelator, mai am puțină. Așa, și țin așa în punguță. Deci mandarine cu zahăr, făcute pe foc, ca o dulceață. Așa. Vedeți? Aici. Gustăm. Deci după ce amestecăm bine, 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 gustăm să vedem dacă este... Și am este să pun bun, este puțină bun. Făină și apoi cântărim 4 grame de praf de copt, ca să-l putem cântări precis. Și punem o lingură de făină, două. Deci am 55 și acum pun 4 grame, până la 59, deci ca să-l pot cântări praful de copt. Și rup de aici și pun 4 grame. Așa. Atât. Și mai adaug puțină făină și apoi amestec. Deci făină cât este necesar să o obținem un aluat ca să-l putem lucra. Dacă aveți timp, lăsați și măcar o jumătate de oră să se odihnească. Și amestecăm așa bine. Și acum voi pune aici pe masa mea de lucru puțină făină și punem aluatul.
marinatul nostru. Îl frământăm ca să incorporăm făina care este necesară. Așa, am să mai adaug că este foarte moale. O lingură, două linguri. Ghiocei. Și mâine dăruim ghiocei dulci la cei dragi. Și un rulet îl puteți face în casă voi, cu lăniță sau cu fir. Și lăsăm să se odinească, să întindem o foaie. Eu mi-am pregătit aici mai multe cortavă. Apoi colorăm, o să pudrăm cu zahăr pudră. Și o să punem puțină făină și o să întindem. Ia să facem cu omul de zăpadă. Așa. Știți ce am să fac? Am să tai mai întâi și după aceea le dăm formele. Și acum să punem, să dăm formă la ghiocei. Îi punem. Vedem, avem iepurașul nostru cu partea de jos. Am să unesc aici puțin sus. Și am să tai așa. Și să vedem și cu iepurașul, dacă reușim. Așa. Și o să facem așa ghiocei puțin mai grăsunei. Așa. Și să vedem și cu omul de zăpadă. Aici. Aici avem deja partea de sus și să facem partea de jos. Cu omul de zăpadă cred că iese mai bine. Așa. Și aici vom face așa. Așa. Și voi tăia cu acest... Ia să vedem. Așa. Cum v-am mai spus, în bucătărie trebuie răbdare. Ia uitați. Și acum o să facem pe fiecare, vedeți? Și mai mari și mai mici. Așa. Îi pudrăm așa puțin și îi dăm la... E cam mare. Ia. Oh. Așa. Vedeți? Și îi dăm la ghiocei. Ia uitați. Îi dăm la cuptor. 10 minute. Pe ce să iardă, să-i punem aici peste. Așa, și am punguțe. Să vă arăt cum pun eu fiecare biscuit în punguță. Așa. Avem și de legat. Vedeți? Și punem așa. Și o să punem doi câte doi. Ca să se vadă frumos și pe o parte și pe cealaltă, vedeți? Și punem așa doi biscuiți. Și avem mărțișorul nostru. Ia uitați. Și strângem. Aici am o chestie de legat. Ia uitați, unul așa și unul așa. Mărțișoare dulci. Vă pup!
Vă pup și vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. O zi frumoasă și ne vedem mâine dimineață. Mâine să ne oferim așa câte un mărțișor virtual. Vă pup!